Pentru a începe dreptul, o să invit pe Diana de la Impact Hub să ne spună câteva cuvinte de bine. De foarte bine și despre Impact Hub aș zice. Ciao, eu sunt Diana, am să fac parte din echipa de Hub. Am să încep cu o întrebare. Câți dintre voi ați mai fost măcar o dată la Hub? Bun. O să încep de acum să nu mai fac prezentare, pentru că toată lumea va ști ce voi zice. Câteva cuvinte despre noi. Suntem o rețea internațională ce reprezintă Impact Hub. Reprezintă un spațiu de co-working. Pentru cine este acest spațiu de co-working? Este dedicat antreprenorilor și freelancerilor. Știu că cu parte dintre voi am mai povestit, povestim pe larg în timpul pauzei ce înseamnă să devii membru la noi. Pe foarte scurt, avem un... Să devii membru la noi. Ok, am să vorbesc peste muzică, am să mă fac mai auzită decât muzica. Bun, ce înseamnă să fii membru de Hub? Avem un abonament prin care închiriezi un număr de ore. El este foarte flexibil și oferă foarte multe oportunități. Pe lângă oportunitatea de a face parte din comunitatea de Hub, care în momentul de față are 200 de membri, poți participa la diferite evenimente pe care noi le organizăm, că sunt de networking, că sunt de conținut, invităm specialiști din diverse domenii, sau diferite programe acceleratoare de business, le spunem noi. Chiar afară avem un flipchart, da, pe care am scris câteva cuvinte despre un program pe care l-am lansat de curând, 60 Days Challenge, despre care pot să vă povestesc în pauză. Este acceleratorul de idei de business despre care v-am povestit. Bun, pe lângă asta, poate nu înțelegeți cu spațiul de coworking, este la etajul 3, da? Noi suntem la etajul 2 acum, este la etajul 3 unde vă invit să mergem pe parcursul pauzei. Pe lângă asta, închiriem și spații pentru evenimente, cum sunteți voi în seara asta, că sunt workshop-uri pentru 10 persoane sau conferințe până la 130 de persoane, ne pricepem și la asta. Astea au fost câteva cuvinte, ne găsiți pe Facebook, ne găsiți pe Twitter, avem pagina fain frumoasă, toate mijloacele de conectare le avem la dispoziție. Eu sunt gazda voastră în fiecare lună, da? Ne vedem în fiecare lună la Impact Hub. Cu drag aștept să povestim pe durata pauzei. Atât. V-am zis. Mulțumesc!